Numele meu e Vlad Tudor, sunt asistent în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare și acesta este primul video din seria Laboratorului de Control Automat. Controlul automat se referă la a face un sistem să se comporte într-un anume fel, fără intervenția omului, practic independent. Și ne dorim ca acest comportament să fie stabil și să fie în termenii unor parametri pe care îi stabilim de la început. Sistemul acesta e o noțiune destul de generală și practic se poate referi la mai multe lucruri, de la un sistem mic, cum ar fi o mașină teleghidată sau o dronă, până la sisteme mult mai mari, cum ar fi, de exemplu, un sistem în care interacționează mai multe componente. Dar să luăm un caz mai simplu. Ziceam de o mașinuță teleghidată. Să spunem că avem o mașinuță care trebuie să ajungă de la start la un finish. Și acum, traseul are anumite obstacole și controlul automat se referă practic la a îi da o strategie prin care să ajungă de la punctul acesta la punctul acesta. Calculăm de la început care ar fi ruta ideală pe care mașinuța ar trebui să o parcurgă. Să spunem că ar fi ceva de genul acesta. Practic, înainte ca mașina să înceapă să se miște, noi am calculat deja acest traseu, îl trimitem către controllerul motorului și mașina va executa această mișcare. Dar este clar că e o problemă, pentru că dacă undeva aici apare un mic obstacol pe care nu l-am luat în calcul, poate o mică pietricică care intră sub roată, și mașina deviază puțin de la parcursul ei, ce se întâmplă este că această diferență nu va face decât să crească în timp. Fiecare mică eroare se va acumula și este posibil ca mașina să nu mai ajungă să facă traseul pe care trebuia să-l facă inițial. Este clar, practic, că un sistem de control, dacă nu are un mecanism prin care să poți să iei înapoi informații, să te asiguri că ceea ce te aștepți să se întâmple, chiar se întâmplă, un sistem de control care nu are un astfel de mecanism, este cel mai probabil să eșueze. Și atunci, de aici vin două definiții diferite pentru control. Avem, o dată, în buclă deschisă, open loop, și avem o buclă închisă, closed loop. Bucla aceasta se referă exact la mecanismul de achiziție al informației. În primul caz, în care doar calculam traseul și speram să ajung unde trebuie, este cazul de open loop. Pentru că nu avem niciun mecanism care să preia informație și să recalculeze traseul pe parcurs. În cazul de closed loop, putem pune, să zicem, pe mașina aceasta niște senzori de distanță. Și să detecteze că, într-adevăr, aici este pe cale să intre în obstacol, ceea ce nu este bine. Și atunci va coti înapoi către traseu și, combinând cu ruta precalculată, va ajunge în cele din urmă la punctul dorit. Closed loop, buclă închisă, sau buclă de reglare, înseamnă toate același lucru, se referă practic la un mecanism de feedback, de răspuns. Este acel mă auzi atunci când ai un telefon. Pentru că fără acea verificare, practic nimic din ce urmează nu poți să știi cu certitudine că este valid. Putem reprezenta acest proces de feedback în felul următor. Avem sistemul și avem o intrare. Intrarea poate să fie reprezintă informație, poate să reprezintă semnal, poate să reprezintă o mărime fizică. Și avem o ieșire. Practic, sistemul de feedback este acela prin care ieșirea, prin mai multe mecanisme exterioare sistemului, ajunge să se întoarcă înapoi la intrare. Sistemul este o noțiune generală și se poate referi la mai multe lucruri. Să zicem, de exemplu, că luăm cazul sistemului corpului uman. Dacă avem o temperatură scăzută, corpul uman va răspunde la acest lucru prin tremurat, care înseamnă, practic, mișcarea mușchilor, care produce frecare, care produce căldură, ceea ce face ca temperatura să crească la loc. Putem lua, de exemplu, un sistem economic, în care există o cerere, la care sistemul răspunde cu o ofertă, care înapoi face ca cererea să scadă și sistemul să se echilibreze. Ce se întâmplă cu aceste două măsuri? Ele fie sunt adunate, fie sunt scăzute. Ceea ce ne merge cu gândul la un pozitiv feedback
și un negativ feedback. Diferența dintre cele două este foarte importantă. Un sistem cu reacție pozitivă este un sistem care, pe măsură ce crește, va crește și mai mult. Deci este un sistem instabil. Este un sistem de tip avalanșă. Da? Un bulgăre care, pe măsură ce se rostogolește, pe atât crește mai mult și pe măsură ce crește mai mult, va crește și mai mult și tot așa. Pe de altă parte, sistemele în buclă de reacție negativă sunt sisteme stabile, care se autoreglează. Sunt cazul celor două exemple pe care le-am dat mai devreme, cu corpul uman și economia, în care, dacă avem o cerere, rezultatul va fi o cerere mai mică, nu o cerere cu atât mai mare. Ca să revenim în termeni pragmatici, să luăm exemplu unei aplicații. Să spunem că într-o fabrică avem un recipient care trebuie menținut la o anume temperatură constantă. Să spunem 500 de grade Celsius. În acest recipient are loc o ardere, iar temperatura este controlată prin volumul de gaz care ajunge la foc. Volumul de gaz este controlat de o valvă. Valva trebuie controlată de un calculator industrial, să zicem. Cert este că acest calculator industrial dă comanda electrică pentru valvă. Noi la acest controller setăm din interfață temperatura pe care o dorim și mai departe este treaba controllerului să calculeze care este comanda care va produce prin întregul sistem acest rezultat. Dar în acest moment noi nu avem nicio informație despre ce temperatură chiar este în cuptor. Pentru că nu avem niciun senzor. Așa că punem un senzor de temperatură pe care îl vom citi în controller. Și vom compara dacă temperatura citită de pe senzor este egală cu temperatura pe care o dorim. Ca să simplificăm această diagramă, vom face schema bloc. Vom lua fiecare element al sistemului și vom reprezenta așa cum apare el în fluxul logic. În primul rând, avem elementul de acționare. Acesta este cel pe care îl controlăm în mod direct. Următorul element este instalația tehnologică. În cazul nostru, este containerul în care arde focul și țeava de alimentare cu gaz, care poate să aibă și un comportament care să influențeze sistemul. Mai departe, avem senzorul sau traductorul. Toate acestea formează procesul. Iar procesul are o măsură de ieșire, în cazul nostru, temperatură. Acum, controlul pentru acest proces este realizat de un regulator. Regulatorul este, într-un fel, controllerul de mai de sus, dar nu chiar. Regulatorul este cel care calculează care e acea comandă care trebuie transmisă către elementul de execuție, astfel încât instalația tehnologică să răspundă în felul în care ne dorim. Acest regulator primește ca intrare o eroare. Eroarea, o vom numi epsilon, este practic diferența dintre... Am simbolizat diferența dintre referință, adică ce ne dorim să obținem, acest 500 de grade, și ce avem de fapt. Adică idee. Este foarte important să avem aici minus, adică reacție negativă. Pentru că luăm măsura care se înregistrează în acest moment, să spunem că este de 490 de grade, iar în cazul acesta, eroarea este egală cu 10. Această valoare intră în regulator, unde se calculează care este comanda U, care va face ca ieșirea Y să se apropie mai mult de 500. Să zicem că la următorul pas obținem 495. Atunci, eroarea este 5, iar comanda va fi dată în așa fel încât
Următoarea înregistrare de măsură, să sperăm, obținem tot 500 de grade. Caz în care eroarea este 0 și sistemul a ajuns în starea în care ne dorim. Aceasta este, practic, schema de reglare standard. Cum spuneam, procesul, regulatorul, reacția negativă, iar ca semnale avem referința, aici avem ieșirea, aici avem eroarea și aici avem comanda.